ziua și bine v-am regăsit! Astăzi o să mergem la Băile Herculane. E cam ceaț afară. Aceasta este sora mea. Ne-am făcut pat aici. În pat. În mașină. Mergem și ea și e cam dezordine aici, deci nu ar fi bine să nu vă arăt. Na. Stăm aici confortabil. Perne, tot ce avem. Ce avem din casa am adus. Exact. Avem și cărți cu Bebe Șef. Se văd munții Domoglet. Puțin aici în parcare, într-o parcare și aici e un râu, sau cum să zic. Aici e un râu. Piatra scrisă. A început să plouă. Am ajuns! Sunt aici niște copaci. De presim că pică pe mașină. Deci uitați voi la copacii ăștia. Mă stați că o plouă și se vede mai așa. Deci copacii ăștia cu șpică. La ăla. Mamă. Am găsit o căscăduță mică, cum să zic, că e mică. Uitați-o! De acolo curge. Oare e rece? Ce faină! Ce faină! Mergem la plimbare. Vreau și pe voi. Mi-e cam frică că e chestia asta, na, atunci am întors înapoi. De fain! E prima dată când ies acum, în ziua asta, aici la munte. La munte, în pădure, aici. Uitați-vă cum e sus. Vă dați seama? Deci, stâncile astea, cum e... cum îs. Și uitați copacii cum îs, plin de din astea, cum să zic, cu frunze, că am uitat cuvintele. Deci tati s-a pus acolo treburi de frig. Urcă pe aici, auto. Mi-e frig, na, mi-e frig. Mi-e frig, 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 frig. Tată! E rece! Ai grijă! Nu pot frig. Nu pot frig. Am uitat să vă arăt manicura mea. Manicura. Cam așa este asta, ca să vă arăt mult mai bine. Cam așa arată. Aici vreau să fac o inimă. Așa și așa mi-a ieșit. Aici cu puncte și... na. Și m-am făcut așa. Și la asta... opa.
Și asta arată la fel. Și centrul ăla, am văzut, nu lucră cu casa de asigurări, adică să-ți deconteze, să plătești biletul. Am văzut trei copaci dați jos. Sau deja mi-e frică. Padiș, exact, sau căzuți. Dați jos. Tăiați sau, cum să zic așa, rupți. Și mi-e frică dacă cad ăștia pe noi, uite așa. De febră, erupție cutanată, mărirea ganglionilor, mărirea ficatului și a spinei, dureri și tumefacție articulare. Există o predispoziție pentru această vară? Arată ca decibel puțin. Dacă era mai puțin decibel, dacă era mai puțin sculptat, era mult mai bine. Acum o să ne mai filmăm și noi pe aici. Uitați-vă la domnul. Așa, tată, dă-i și cu mâncă. Da. Care este la unde? Doamne, dar cum arată? Doamne. Unde merge? Nu știu. Fain e aici. Dar astăzi de mult. Da, mă, te uiți pe YouTube pe istoria lor. Pe istoria lor. Uite, din asta se în curte, vei? Uite, din asta, de gumă. De gumă. Ce s-a interzis acolo? Acolo. Zice mami. Zice mami că miroase de a... de a... toaletă din aia publică. Oleu! Dar aici ce doamne! Aici în față sunt niște munți din piatră și cam așa arată. Cam așa arată. Sunt cam mari. Și cum arată? Uitați-vă la... Da, mi se vede urât dacă dau pe zoom. Da. Mamă, trebuie să mă grăbesc, că nu știam că plecă fără mine. Of. Ia, ianuarie. Plouă cu gheață. Dar pe podul. Ne-am oprit la un restaurant și eu cu Cidara ne-am comandat 4 stagioni, pizza și 2 sucuri din alea, cum zice, prigat de kiwi. A venit pizza. Pizza vă dau numai. Nu mai pot, am mâncat 3 felii de pizza. Și acum o să merg să-mi iau 2 cupe de înghețată. Mi-am comandat înghețată. Avem de fructe de pădure, bubblegum și tiramisu. După ce am mâncat, acum o să mergem să ne plimbăm în centru. Acolo e ceva din lemn. Jos acolo. Am ajuns la statuia asta. Faci și dar o poză. Vreau să mă urc, să mă urc pe asta. Ma, nu pot, na, e în pantă. Aici, în stânga, clădiri din astea, acoperite, hopa, în construcții. Ia uite mai câinele acolo. Sper să se construiască. Fain! Fain să fie! Și... și... am ajuns la un râu, așa se numește Apa Cerna,
Și cam așa arată. Acum mai ploaie și se cam înmulțește apa. Și de aia așa mai mai agitată apa. Uitați-vă cum e cât de agitată. Da, și atunci eu acolo, stați că vă arăt. Acolo mi-am băgat picioarele în râul ăsta când era mai mică. Uite și o statuie. Mamă, ce e aici? Aceasta este statuia și aici nu știu ce e. Mi-e frică, frică. Frică, frică, frică. Aici e lumină ceva. Aici e o statuie. Și aici ai un burloc, ceva genul. Mi-e frică să intru. Mai ales că și gardul ăsta. Acum o să mergem la Orșova. Am ajuns la Dunăre. Mamă. Ia uite rațele! Adică nu rațe, o rață. O rață. O rață. Uitați rața! E sălbatică din aia. Dacă nu am început pe asta. Uite scările și mi-am întâmplat ce. Urmă a apărut încă două rațe și în total sunt trei. Încă o rață. Încă două rațe. Doamne. Mașinile astea vin cu viteze și dacă îți mai aproape gen până aici e trotuarul și dincolo e șoseaua. Mă udă când vin cu viteze, adică am mai pățit asta de multe ori. Am alergat de numa, deci de la un kilometru sau maxim un kilometru și jumate și ceva așa. Am alergat până la mașină pentru că mașina era foarte departe și da. Am ajuns la niște din astea de făcut sport și cam ruginite astea. Și m-am pus pe o chestie din asta. Și na. Cred că îmi dau cu asta în cap. Dar gen faci și aici spagatul, sfoara. Astea alte sunt ude și ăsta. Cred că e... Poate pic aici. Da, nu. Merg acolo la tati. Am intrat într-un... într-o pensiune, de fapt, sau chiar un hotel, nu știu cum să zic. Are piscină. Are, așa... Are piscină... Păi... mică, dar... E și mare și mică și... Na, în fine, și... ne-am ales cu cameră, adică nu ne-am ales mai o cameră. Mi-a dat o cameră cu un pat dublu și un pat singur. Și... Când am ajuns aici am văzut chestia asta. De fain, cele faine. Zici că sunt la putință. Am ajuns la un restaurant și mi-am luat nați, piure și... Da, nu știu cum zice la asta. Mi-am comandat niște gogoși din astea, sau cum să zic. Am intrat până la Penny și mi-am luat ăsta, cum îi zice... Kinder... Bounty sau cum îi zice... Ui. Așa, în fine. Mi-am luat un... Chips, Coca-Cola.
o să continuăm vlogul mâine dimineață. Astăzi o să mergem la Muntele Mic. Dacă te uiți în spate, amețești. Stai. Acolo, unde vedeți cu alb, acolo e zăpadă și acolo cred că trebuie să ajungem sau acolo mai în sus e. Acolo mai în sus e zăpadă și cred că acolo trebuie să ajungem. Bă, Puzi, mă oprești aici? Nu, mergem la zăpadă, ce faci poze la... Trebuie să faci poze acolo, mă. Facem direct de pe ăla. Dragă fani, așa cum spuneam, așa, dragă fani, am ajuns și eu până la munte, nu-i fric deloc. Deci, dacă veniți la Muntele Mic, nu-i fric deloc, de aia și așa. E zăpadă întărită, adică e gheață, gen... Uitați-vă, înghețată. Aici e o casă. Nu-i fric deloc. Și așa nu m-am echipat pentru munte, că nu știam că venim încoace și nu mă țin, uitați-vă cât de înghețată e. Da. Înțelegeți voi? Cam aceasta este zăpada. Dar gen noi nu am mers în vârf în partea alaltă. Am venit aici, unde e mai puțină zăpadă și așa nu suntem echipați. Da. Am făcut mult drum până aici și mulți kilometri. Deci așa că vă rog frumos, mergi și eu un like acolo și un subscribe. Vă rog, ca să ajung și eu până la 1000 de abonați odată. Am venit și în altă parte. E foarte multă zăpadă aici, în locul ăsta. Oh, oh, oh. Opa. Opa. Hai că fug acum. Că trebuie să filmez asta, chestia asta cu cobor. Vino pe unde am venit eu, da, pe acolo, da. Sau pe acolo am venit, nu mai știu. Mamă. E foarte fină zăpada aici, adică dincolo. 3, 2, 1 și... Foarte fină zăpada. Wow, wow, wow. Am ajuns și la niște, asta cum zice, tancuri mici de armată. Uitați-le. Păcat că nu pot să intru în ele, că zice din ăsta, cum zice, X din ăsta. Am văzut numai la televizor din asta.
Mi-am comandat o ciocolată caldă. Am venit în mașină. Ne-am oprit ca să luăm de aici, de la un preaj din ăsta foarte, foarte mic. Opa. Preaj din ăsta mic care curge. Acum ne-am oprit ca să cumpărăm niște mere. Am cumpărat și se vede, se văd că sunt bune și s-a înserat. Aici o să încheiem vlogul, să nu uitați să dați like, share și subscribe.